Așa, bravo, toată lumea. Ia uite, alea două să joacă acolo. Să bat. Așa, dă-i, dă-i, dă-i. Și tu? Și tu ce faci? Tu ce faci? Bună dimineața. Cu siguranță v-am dat și vouă căscatul, pentru că știu că se ia căscatul atunci când caști. Am vrut să fac un experiment, să-mi scrieți în comentariu. Ați căscat vreunul după ce m-ați văzut pe mine căscând? Mai cască o dată, ia fiți atenți. Da. Noi acum trebuie să mergem în oraș la niște cumpărături periodice, iar după care astăzi o să mergem la, ghiciți, paintball. Da? După cum se vede și în titlu. Astăzi mergem, de fapt nu știu dacă o să pun asta în titlu, dar o să mă mai gândesc. Astăzi o să mergem la paintball pentru că am făcut o programare și o să mergem mai multe persoane. O să facem vreo 4 echipe, acte 5 fiecare. Și o să facem un concurs de paintball cu niște premii. Surpriză la final, o să vedeți, nici eu nu știu exact ce premii. Ia auziți. Ia auziți, se bat. Nu se vede. Se joacă de dimineață. De la prima ora dimineața se joacă. Afară a fost foarte, foarte frig. Azi noaptea a fost minus 6 grade. A înghețat apa, a înghețat absolut totul. Iar noi acum, după cum am spus, o să mergem în oraș și ne vedem pe acolo. Fumez, vedeți? Fumez. Da, sunt minus 4 grade la ora 10 dimineața, e foarte, foarte frig. Și acum noi plecăm în oraș. Am terminat acum de făcut cumpărăturile și vreau să vă arăt una dintre gustările mele preferate. Asta. Asta, reclamă mascată la asta, la Kaufland, la ce vreți voi, reclamă mascată. Da, să fie așa pe direct, da? Astea sunt cele mai bune alimente care mie îmi plac foarte, foarte mult, pentru că arahidele, palunele, nucile în general, astea sunt unele dintre preferatele mele pentru că conțin foarte multe glucide și fibre și proteine și sunt foarte, foarte bune. Așa că dacă vreți un aliment sănătos, eu vă recomand să mâncați de astea, să mâncați alune sănătoase din grădină. Eu am acasă foarte multe nuci, dar alune nu prea am, și cu arahide și are și caju aici și ăsta mie îmi plac foarte tare. Ia uite. Da. Iar acum noi trebuie să mergem la masă pentru că se apropie ora prânzului, o să mergem la mine să mâncăm și după care o să ne găsim cu gașca să mergem la paintball, după cum am spus. Mergem la paintball, nu am mai fost de câțiva ani la un paintball, iar ea nu a fost deloc. E cu mine, aici, 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 nu se vede. Da. Da. Am ajuns acum acasă și mă joc puțin pe asta, alu Florentin, mă plimb. Vreau și eu una, cred că o să-mi iau și eu una, e foarte mișto. Bang, și după cum ați auzit, mama m-a întrebat dacă vreau fasole și am mănânc acum fasole, băgăm la burtică fasole, pentru că mie îmi place foarte mult fasolea și nu este o rușine să spui că mănânci fasole și te bârțâi, bârțâi, și te bești, te pârțâi, am vrut să zic pârțâi, dar am spus cu B de la bășină, deci am combinat bârțâi, a bârțâi, hashtag mă bârțâi. Deci hashtag mă bârții, toată lumea se bârție. Eu acum mă bârții pe chestia asta, foarte mișto. Ui, ce tare, da. Și după ce o să mâncăm, mamă, ce... După ce o să mâncăm, o să mergem la paintball, după cum am spus, abia aștept să repet tot timpul chestia asta. Da, ui, ce tare. Cred că v-am amenințit, ia, cum ar fi? Vai, mamă, op, op. Nu mai pot, am amețit, gata. O să încerc să fac și eu câteva scheme pe el să văd cum făcea Florentinia. Up. Ia. Aaaa, m-am făcut eu. Superman! Zbor. Și înapoi. Vreau să încerc să merg în mâini, știu că cineva mi-a dat vreo două provocări, să încerc să merg în mâini pe o chestie de asta. Acum să văd dacă pot să merg. Merge cu spatele. Am dat cu spatele și fără să vreau. Băi, e mai greu decât pare. O luat o raznă. Ei!
Se strunge în chestia asta. În momentul în care încerc să stau în mâini pe ea, se mișc, vibrează, pentru că nu știe în ce parte să ia, stânga sau în dreapta. Trebuie să țin foarte bine echilibru. Gata, pe, o să mai încerc altă dată. Fasole cu cârnăcior și cu mămăliguță și ceapă. Exact mâncare românească. Am ajuns și acum va trebui să ne echipăm și să ne adunăm cu toții. Iar la clădirele din spate, peste tot pe aici, sunt niște ruine. Și aici ne vom juca. Aici avem echipamentele toate și bile. Bă, dar numai bile galbine, n-are mai multe culori? Da, are și albastru. Ia uitați, frumusețe de ruine. Aici sunt zeci de ruine și locul ăsta e genial pentru parcurs, mai ales aici. Eu m-am cățărat odată pe partea aia pe acolo, făceam parcurs. Exact pe acolo. Premiere, hai! Ia uite! Dacă vă întrebați ce asta se numește spermi. Serios, ăsta e spermi. Am câștigat un spermi. Ia, și tu ai câștigat un spermi, nu? Toată lumea a câștigat câte un spermi de ăsta, așa. Un maimuțoi, care în cap are un mic spermatozoid. Spermi mascota de la Durex. Și prezervative Durex. Gata și cu jocul de paintball. A fost super, super mișto și am încercat să filmez câteva cadre, o să văd acasă exact ceea ce a ieșit, de fapt voi o să vedeți înainte de a spune faza asta. Și am primit și niște cadouri, un maimuțoi, de fapt, maimuțoi, cum, mascota de la Durex, spermi, spermici că-l cheam, am primit câte unul de fiecare și niște mai multe prezervative. Și acum pornim acasă pentru că ne s-a făcut foame și trebuie să ies din bălăriile astea de aici. A fost chiar foarte, foarte mișto, mai venim. Super fain. Am revenit acasă și am terminat acum și de mâncat. Nu am mai filmat absolut nimic de când am ajuns, pentru că suntem foarte obosiți. S-a lăsat și noaptea și am să încheie acest vlog aici. Sper că v-a plăcut, pentru că eu, unul, m-am distrat foarte, foarte tare la paintball și am încercat să fac o mică scenetă, să zic așa, din Counter-Strike în viața reală, să-i spun. Deci, după cum ați văzut, am încercat să fac niște cadre care se semene cu jocul Counter-Strike sau Call of Duty sau ce mai vreți voi. Și sper că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, puteți apăsa butonul de like, nu o să mă supăr, ba chiar deloc, ba chiar mă bucur. Și eu am să mă opresc aici cu filmatul și noi ne vedem data viitoare, așa că numai bine!